Salutare fraților! Astăzi vom vorbi despre... Veți vedea despre ce. Cu siguranță foarte mulți dintre voi ați auzit de curte și de grădină. Poate că mulți aveți curte și aveți grădină. Poate credeți că grădina și curtea sunt același lucru. Dar nu! Nu sunt același lucru. Sau poate că ați mai auzit de... Pantaloni. Sau ați auzit de termenul tot jos pantalonii. Nu! Nu se referă la nimic pervers. Totul face referință la teatru, la scenă și la ceea ce înseamnă culise. De exemplu, dă jos pantalonii, se aude aproape zilnic în spațiul aferent spectacolelor. Adică ce înseamnă scena și culise. Acesta nu înseamnă că cineva trebuie să-și dea pantalonii jos, ci este o manevră tehnică care are ca scop să dea jos niște pantaloni. Niște material care seamănă cu un fel de pantaloni. Dar nu doar că scena are pantaloni, are și buzunare. Obligatoriu! Altfel, la ce ar mai fi buni, pantaloni nu-i așa? După cum probabil vă imaginați sau v-ați dat seama, culisele sunt perimetrul care mărginesc în lateral spațiul de joc. Acolo, înainte, în timpul și după reprezentație, se desfășoară o activitate ferită de ochii celor din sală, dar esențială pentru suita de ficțiuni care îi încântă pe privitorii. Curtea și grădina se numesc părțile din dreapta respectiv stânga culiselor, cum stăm în fotolul de spectacol. Adică, cum vă uitați voi acum la mine. Aici este curtea, și aici este grădina. Denumirile, cu siguranță, le sunt cunoscute tuturor celor care au treabă cu teatrul, iar istoria lor este îndelungată. S-au perpetuat în limbajul lucrătorilor din branșă încă din vremea Revoluției Franceze. Teatrul Regal din Paris, care până la Revolta Cetățenească susținuse un repertoriu compus din piese și reprezentau predilect subiecte cu fețe încoronate, sub presiunea populară au virat tematic spre viața momentului. Mulți dintre actori urcau în premieră la ceea ce se numește rampă, iar coordonatorul lor, apariția regizorului, e datată la finalul secolului al XIX-a, începutul secolului al XX-lea, acesta sugerându-le intrările, ieșirile și mișcările, indicându-le stânga ori dreapta. Aflându-se în fața lor, localizarea de tipul stânga-dreapta devenea confuză, artiștii neînțelegând dacă e dreapta lor ori dreapta regizorului. Exista încă de atunci o minunată grădină la Tuileries, sper că am pronunțat bine, poziționată în stânga teatrului regal și din rațiuni de eliminare a echivocului nu se mai recurgea la precizarea stânga, ci se spunea faci câțiva pași spre grădină. Simetric, în partea dreaptă, cum stai în sală, se găsea curtea caruselului, Așa că în loc de dreapta, toată lumea o utiliza intri dinspre curte. Nu uitați, curte, grădină, curte, grădină, așa cum vă uitați la mine, curte, grădină. Dar tot din sfera regalității franceze vine și denumirea logilor centrale, cea dreaptă fiind a reginei, cea din stânga a regelui conform așezării camerelor lor în palatul Numerotarea pară sau impară a fotoliilor urmează aceeași logică. Denumirile s-au perpetuat în practica teatrală globală, trupele franceze care duceau teatrul ambulat în întreaga lume, purtându-le cu ele peste tot și impunându-le în limbajul de specialitate. Și să revenim la tehnicalitate. Cum ziceam, la repetițiile tehnice sau în orele când se face montarea, în sălile de spectacole se pot auzi frecvent formule verbale de genul Acum dă jos pantalonii! nu e nimic trivial. Exprimarea mașiniștilor, acelor cu atribuții în instalarea, manipularea și demontarea decorurilor, referindu-se la unul dintre componentele nelipsite din arealul de joc. Pantalonii sunt bucăți late de pânză, de regulă neagră, perdele cu roluri de a acoperi unghiul de vizibilitate al spectatorilor către culise. Aripile scenei devin în timpul reprezentației un furnicar în miniatură unde tehnicienii fac manevre, mută elemente scenografice, le scot sau le pun în partea accesibilă privirii publicului. Cabinierele îi ajută pe actor să-și schimbe costumul dacă e cazul, le oferă recuzite și așa mai departe. Regula generală e ca pantalonii să fie așezați la circa un metru jumătate între ei, dinspre arlechin înspre spatele scenei, puțin oblic, cu pânza întinsă la maxim, lățimea fâșiilor varind între 2 și 4 metri în funcție de dimensiunile scenei unde sunt amplasați. Orice pantalon are și buzunare, bineînțeles, adică spațiile dintre cele două rânduri te pânze. Și tot buzunare se numesc micile încăperi anexe pentru depozitarea unor decoruri sau a recuzitei. Nu știu dacă ați băgat de seama, dar mai devreme am folosit un cuvânt. Arlechin. Acesta nu vizează celebrul personaj din comedia de la arte. Bineînțeles, de acolo provine, dar desemnează în teatru o componentă a scenei. Arlechinii sunt panourile dreptunghiulare din stânga și dreapta părții vizibile din sala scenei care pornesc din podea și se înalță până la fronton. Acestea sau aceștia pot fi fixe sau mobile prin culisare, dar și cele fixe au posibilitatea de a se mișca puțin ca o aripioară volantă. Pe se pot fixa și reflectoare, poziția fiind perfectă pentru a îndrepta lumina către fundal. Arlechinii sunt extremitățile laterale ale unei scene așa cum le vede publicul. Acolo aștepta momentul potrivit pentru a păși în scenă celebrul Arlechino și așa i-a rămas numele. Dar poate ați auzit vreodată expresia a fi văzut în luminile rampei. Această expresie în luminile rampei trimite automat cu gândul la arata spectacol, la strălucirea și frumusețea ei ireală. E atât de utilizată încât nimeni nu se mai întreabă ce e rampa de fapt. Rampa este partea din față a scenei, ușor înălțată față de public cu o diferență de 0,90 sau 1,10 m față de sol pentru vizibilitate și siguranță. În trecut aici se puneau sursele de lumină, lumânările din seu animal ori din ceară, ulterior lămpile cu gaz. Abia după inventarea electricității și apariția reflectoarelor, lumina s-a mutat în partea de sus a scenei, augmentând radical posibilitățile de a fi întrebuințată cu folos artistic. Reflectoarele sunt montate pe ștânci, barele de metal care urcă și coboară de la pod, de care se leagă și fundalurile ori alte pânze și elemente de decor mobile. Cei ce stau în sală nu au în fața ochilor decât cutia mărginită de arlechini și fronton. Dar orice scenă are un pod cu o pasarelă de unde se fac manevrele de acționare a ștângilor. Mașinistul specializat se numește chiar podar. Acum că ați descoperit ce mașinărie complicată e scena și câți tehnicieni roiesc în partea ei ascunsă, oare veți privi cu alți ochi orice reprezentație care va a stârnit curiozitatea și va a dus la teatru? Eu am fost Bogdan, vă mulțumesc, nu uitați să dați un like, un share și un subscribe pentru că mă ajută. Până data viitoare, v-am...